Participanții la spectacol au venit de acasă pregătiți cu grătare, corturi, băutură, dar și vase în care și-au pregătit mâncare. Cei care au fost mai puțin inspirați și au venit îmbrăcați ca de vară au tremurat de-a binelea, deoarece în munte temperaturile au fost destul de scăzute. De miercuri și până duminică după amiaza, platoul Bucegi a vibrat în continuu. Organizatorii Padina Fest, aflat la cea de-a doua ediție, au pregătit spectatorilor concerte folk și rock. Pe scena amplasată în mijlocul munților au urcat Șuie Paparude, Toulouse-Lautrec, Vița de Vie și Mihai Mărgineanu. Față de anul trecut am adus multe îmbunătățiri și asta și datorită eforturilor făcute de comun acord cu partenerii comerciali, cu autoritățile locale. Avem foarte multe ateliere, avem parc de aventură, avem atelier de treasure hunt, de muzică, de fotografie, workshop-uri. Vom merge în continuare la Padina, unde se organizează a doua ediție a Padina Fest. În acest weekend, în zona noastră, sunt așteptați între 4 și 5.000 de turiști. Ne bucurăm de acest lucru, mai ales că noi, cei de la Consiliul Județean, împreună cu Primăria Moroeni și cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, am început mai multe proiecte. Numărul crescut al celor care au urcat în munte a fost dat și de drumul proaspăt asfaltat pe Dichiu, iar proiectele de acest gen vor continua să fie puse în aplicare.